Vreau să vă informez că această conferință științifico-practică este una de lucru, organizată în conformitate cu un plan de acțiune a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Este organizată de către trei instituții, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Institutul de Istorie și Institutul de Filologie Română Bogdan Petriceicu Hajdeu. Am o deosebită onoare să salut prezența doamnei secretar de stat, doctor în drept, conferențiar universitar, doamna Elena Bilei, și domnul vicepreședinte al Academiei de Știință a Moldovei, domnul doctor habilitat în știință politice, profesor universitar, membru corespondent Victor Moran, colegul nostru. În egală măsură vreau să anunț prezența și să o salut pe doamna director, doctor habilitat în filologie, doamna Nina Corcinski, și pe domnul vicedirector al Institutului de Istorie, domnul doctor habilitat Nicolae Ienciu. Salutăm de asemenea prezența domnului doctor habilitat, domnului academician Boris Găină, domnul vicepreședinte, avem prezenți doi vicepreședinți din cei trei, fapt care imprimă un interes deosebit față de acest eveniment. Stimați colegi, au trecut 5 ani de la semnarea acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Acest pas a fost unul foarte important pentru Republica Moldova, dat fiind că integrarea europeană se asociază cu modernizarea social-politică, juridică, de altă natură a Republicii Moldova și, în egală măsură, reprezintă, în opinia mea, o componentă a interesului național. Actualmente este timpul ca să vedem, timp de 5 ani, care au fost rezultatele în sensul de progresul, ce mai este de făcut, ce nu s-a realizat, să abordăm într-o manieră științifică, într-o manieră calmă, acele evoluție de 5 ani a relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Dați-mi voie să ofer cuvânt pentru un mesaj de salut doamnei doctor, doamnei conferențiar universitar, secretar de stat, Elena Bilei. Unde doriți? Cum doriți? Doamnelor și domnilor, distinsă audiență, bună ziua! M-am deprins cu această sală și am revenit cu plăcere în ea. Mai ales că evenimentul de astăzi este un act de curaj. Salut astfel de evenimente științifico-practice dedicate unor subiecte care sunt extrem de vulnerabile în condițiile realităților moldovenești. Este adevărat că cercetătorii, oamenii de cultură, oamenii de artă au marea prerogativă și marele avantaj de a fi liberi. De a fi liberi în gândire, în exprimare și în fapte. Dovadă elocventă este acest eveniment de astăzi. Sunt deosebit de bucuroasă să constat că cercetarea în contextul asocierii în Uniunea Europeană, intențiilor de asociere în Uniunea Europeană, educația și cultura sunt locomotive. Și dacă pe restul filierilor trebuie să lăsăm pe colegii noștri responsabili să se preocupe, aici chiar avem cu ce ne mândri. Suntem promotorii foii naționale de parcurs pentru integrarea în spațiul european de cercetare. Suntem susținătorii aderării la următorul program cadru de cercetare Horizon Europa. Ne-ar place să spun că avem succese ascendente la Orizont 2020, dar cifrele nu se lasă cuprinse de emoții, ne spun altceva.
Mi-ar place să spun și vă spun cu deosebită plăcere, cred că dau din casă, că Uniunea Europeană a reiterat intenția de a sărbători 10 ani ai parteneriatului estic în Republica Moldova la finele acestui an. Suntem în negocieri directe, inclusiv organizatorice, și conferința dedicată parteneriatului estic va avea loc la Chișinău cu implicarea directă a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, iar cercetarea, cultura și educația vor fi motivele noastre de mândrie. Felicit cu această ocazie pe toți cei care au pus umărul la timpuri mai grele sau mai ușoare, la atingerea acestor performanțe. Îmi doresc, îmi exprim ferma convingere că o să avem succese, că nu o să plătim doar cotizații de participare la programele cadru, vom aduce și bani în țară și vom promova succesele, rezultatele cercetărilor noastre pe plan european și de ce nu mondial. Una din direcțiile de activitate pe care le susținem cu toată diligența și cu această ocazie mulțumim și susținătorilor din rândurile cercetătorilor, sunt exercițiile de descoperire antreprenorială, cele pe care le facem pentru a identifica necesitățile reale unde prioritățile de cercetare trebuie să fie finanțate, inclusiv cu o finanțare europeană. Ceea ce numim noi Smart Specialization, ceea ce numim noi Open Science și ceea ce numim noi conectarea la centrele de excelență de infrastructură europeană. Trebuie să ieșim la lumină, am făcut-o mai timid. Sperăm să o facem cu mai mult curaj și asta să ne dea încredere să continuăm. Felicit organizatorii, felicit participanții, sunt foarte curioasă să văd concluziile acestei conferințe de astăzi, să vedem cum de aceste concluzii vor ține cont cei care au nevoie de sfaturile cercetătorilor înțelepți și liberi. Vă doresc succes și sper să ne revedem la următoare conferință. Doamna secretar de stat, doamna doctor, vă mulțumim frumos. În continuare l-aș ruga pe domnul membru corespondent, vicepreședinte Academiei de Știință, domnul Victor Moran. Stimați colegi, la rândul meu aș vrea să remarc faptul că evenimentul de azi are loc în incinta Academiei și acest lucru dovedește elocvent faptul că instituții noastre de cercetare și aici trei instituții de cercetare nu s-au detașat de alma mater, dar continuă și aprofundează relația directă de legătură cu Academia de Știință și în acest context transmit deci salutul conducerii tradițional, salutul conducerii Academiei și exprim încrederea că astfel de evenimente vor fi mai multe și mai consistente din perspectiva acestei colaborări pe viitor. Vreau să spun că în contextul frământărilor actuale ale societății consider că este momentul și pentru comunitatea științifică, pentru a-și preciza poziția civică, pentru a-și manifesta atitudinea față de evenimentele legate de noile circumstanțe. Acele circumstanțe în cadrul cărora se impune ca un imperativ revigorarea eforturilor științifice, alinierea tot mai hotărâtă la cerințele societății bântuite de incertitudine, confuzii, incapacitate de a conștientiza sensul schimbărilor. Degringolarea regimului care s-a produs, ieșirea din zona statului capturat, marcat din univers fantasmagoric, de cinismul multor acțiuni politice, trebuie să comporte anularea fricii, descătușarea societății și, în definitiv, descătușarea științei, mai ales în domeniul nostru, care are în centrul atenției omul și are menirea să-i ajute în determinarea reperilor adevăratei dezvoltări. Acordul de asociere cu multiple lui sarcini și probleme este tocmai acel reper și orientir care ne va ajuta să mergem hotărât mai departe, depășind acele greutăți care au marcat dezvoltarea societății noastre. Conferința de astăzi
care va dezbate mersul apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, este tocmai acel pas, poate nu atât de amploare, dar nu are importanță amploarea, are importanță efortul și ceea ce așteaptă societatea de la știință. Sunt sigur că cercetătorii din domeniul nostru vor reuși să facă față acelor cerințe pe care le înaintează societatea, vor fi aproape de dezideratele unei dezvoltări adevărate. Vă doresc succes, ne dorim succes în această activitate și în alte activități care vor urma. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte. În continuare, aș ruga-o pe doamna directora Institutului de Filologie, doamna Nina Corcinski, să vină cu un mesaj din partea comitetului organizator. Distinsă doamnă secretar de stat Elena Delei, distins prezidiu, onorată asistență, bună ziua! Suntem cu toții conștienți cât de important a fost pentru noi toți semnarea acestui acord de asociere cu Uniunea Europeană. Nu trebuie să fii neapărat jurist sau istoric ca să înțelegi care au fost promisiunile, care sunt beneficiile. Le-am simțit cu toții, am reușit să călătorim liber, am primit ajutoare financiare și promisiunea de intrare pe un făgaș al normalității, promisiunea de a deveni europeni cu acte în regulă. Sigur că sunt niște angajamente din partea noastră care trebuie respectate. Dumneavoastră sunteți istorici, sunteți juriști, știți mai bine, cunoașteți mai multe despre cum s-au respectat aceste, angajamente. Eu cred așa că un stat care se confruntă cu o mare sărăcie, cu o corupție ajunsă la paroxism, cu migrație masivă, are foarte puține șanse de colaborare cu tot ce înseamnă Uniunea Europeană. Dar ne bucurăm că, așa cum bine a spus doamna Velei, avem șansa de colaborare cu spațiul european de cercetare, de conexiune cu centrele de excelență de cercetare din Uniunea Europeană. Sunt mari șanse, sunt mari promisiuni și eu abia aștept să ascult comunicările dumneavoastră pentru a înțelege întreg contextul, beneficiile, riscurile, oportunitățile, posibilele consecințe, așa încât, înțelegând, să ne mișcăm cu toții cu un pas înainte. Felicitări, domnule director, pentru organizarea acestei conferințe. Succes! Vă mulțumim, doamna director. În continuare, l-aș ruga pe domnul vicedirector al Institutului de Istorie, doctor habilitat Nicolae Ienciu. Diverse probleme, inclusiv de natură
de la Sora și Mințirii, că voi menționa un lucru că tot în acea perioadă, în 2014, la numai câteva luni de la ratificarea acestui document, fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a depus o contestare la Curtea Constituțională, afirmând sau pretenzând că acordul de asociere afectează independența, suveranitatea, neutralitatea, interesele economice și financiare ale Republicii Moldova. Și chiar dacă Curtea Constituțională a dat un verdict negativ, în această privință a menționat că documentul este corespunde interesului național al Republicii Moldova, trebuie să constatăm și să recunoaștem că actualmente, și doamna Mireia a menționat acest lucru, subiectul acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană este unul vulnerat, da? Dat fiind că el se discută în contradictoriu și chiar de pe poziții diametral opuse în societate și nu numai, mai ales în mediile politice, între partidele politice, cele aflate la guvernare și cele din opoziție. Subiectul este unul de actualitate și privind pe un plan mai larg această dezbatere, putem constata că dezbaterea vis-a-vis de în privința corelării dintre principiul independenței, al suveranității naționale și principiul supranaționalității se află în centrul atenției și în dezbaterea politică și din mediile științifice în cadrul Uniunii Europene, de la întemeierea Uniunii Europene, chiar la primul tratat semnat la Roma în 25 martie 1957. Un lucru paradoxal s-a întâmplat. Liderul britanic, Winston Churchill, cel care încă din anii celui de-al doilea război mondial și în anii imediat următor celui de-al doilea război mondial, a pledat fervent pentru marea familie europeană, pentru unitatea Europei. Atunci când a fost semnat primul tratat de constituire a pieței comune a comunității economice europene, Marea Britanie a refuzat să fie țară fondatoare a Uniunii Europene, va adera la Uniunea Europeană, la Comunitatea Economică Europeană, abia în 1973, deci după o serie de ezitări și tratând sau pretinzând o serie de derogări de la principiile europene. În definitiv, Marea Britanie, așa cum bine știți, în prezent poartă de o cer de ieșire din Uniunea Europeană și acest lucru demonstrează că dezbaterea, corelarea dintre principiul suveranității, independenței naționale și principiul supranaționalității este un subiect de actualitate și putem să prezicem, dacă doriți, să constatăm că acesta este unul de un subiect de cel mai fervinți din cadrul Uniunii Europene la ora actuală și dacă se va reuși o justă corelare între aceste două principii, principiul național, principiul suveranității și principiul supranaționalității, Uniunea Europeană are toate șansele să nu numai să supraviețuiască, dar și să progreseze în continuare. Aceste cuvinte fiind spuse, vă urez mult succes actuale conferințe și îmi exprim speranța că se va reuși și formularea de propuneri practice, de natură practică, care să contribuie la apropierea și integrarea efectivă a Republicii Moldova în spațiul european, în Uniunea Europeană, în definitiv. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, domnule vicedirector. Acum trecem la rapoarte. Primul o să-l pronunțiu. Onorată și distinsă asistență, la conferința precedentă pe care am desfășurat-o la 8 mai cu genericul 10 ani de la lansarea parteneriatului estic și realizările Republicii Moldova, am finalizat cu o supoziție că unul dintre obiectivele parteneriatului estic a fost asocierea politică și integrarea economică a Republicii Moldova. Anul 2010 debuta cu lansarea negocierilor pe marginea acordului de asociere
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Acordul de parteneriat și cooperare deja devenise istorie, deși reglementa politico-juridic relațiile dintre cele două părți, dar el practic finalizase la 1 iulie 2008. Și Republica Moldova merita, în opinia tuturor, un tratament mai elevat în raport cu Uniunea Europeană și din partea Uniunii Europene. Negocierile au durat până în 2014, dar în 2013 practic s-a finalizat prin parafarea acordului de asociere la summitul parteneriatului estic de la Vilnius, 29 noiembrie, subliniez 2013. Semnarea s-a produs într-o atmosferă solemnă, dat fiind că trei țări din parteneriatul estic și-au exprimat dezideratul de integrare europeană, spre deosebire de alte trei țări care au preferat un alt regim al relațiilor cu Uniunea Europeană. Este o deosebire substanțială dintre implementarea acordului de parteneriat și cooperare și acordul de asociere. În primul caz, a fost nevoie de circa 3 ani și jumătate pentru ca acesta să intre în vigoare la 1 iulie 1998. În al doilea caz au fost nevoie un an și jumătate pentru ca să intre în vigoare la 1 iulie 2016. În primul caz nu s-a prevăzut o derogare privind implementarea acordului de parteneriat și cooperare, ci a fost semnat un acord de comerț care nu prevedea necesitatea de a fi ratificat de către statele membre. În cel de-al doilea caz, a fost o derogare care prevedea că provizoriu și parțial acordul de asociere se implementează din 1 septembrie 2014. Acordul de asociere conține 7 titluri. Cele mai importante pentru noi, specialiștii în științele sociale, economice, umanistice și arte, vizează titlul 2, dialogul politic, reformă, titlul 3, libertatea, justiția și, bineînțeles, că ultimul titlu care vizează aspecte instituționale, generale și tranzitorii. Acordul de asociere nu a fost întâmpinat cu un consens național. Eu continuu să consider că Republica Moldova este partajată din punct de vedere a opțiunilor geopolitice și din aceste considerente unele forțe politice, după cum a specificat și domnul vicedirector, au pus la îndoială însuși oportunitatea acestui mecanism. Pentru că eu îl consider că este și un mecanism de modernizare politico-juridică și social-economică a Republicii Moldova, cu atât mai mult că nu conține, ca și în primul caz, ca și în cazul acordului de parteneriat și cooperare, o finalitate clară. A fost nevoie de intervenția Parlamentului European la 17 aprilie 2014, care să stipuleze că Republica Moldova, Ucraina și Georgia au toate posibilitățile de a apela la articolul 49 a Tratatului de Uniunii Europeană de la Maastricht și deci pot să aspire la acces la instituțiile europene. Dat fiind că Tratatul de la Lisabona a schimbat sintagmele din comunitar în european. Acordul de asociere nu prejudiciază, nu aduce atingere la suveranitatea Republicii Moldova, dat fiind că aceasta nu este stat membru și nu deleghează o parte din prerogativele suverane. Acordul de asociere nu prejudiciază statutul de neutralitate, consfințit constituțional prin articolul 11, dat fiind că participarea la operațiunile de menținere a păcii nu contravine statutului de
neutralitate, după cum este fixat în articolul 7 din acord. Acesta nu prejudicează nici integritatea teritorială a Republicii Moldova, dat fiind că prin articolul 8 este recunoscută Republica Moldova în hotarele ei depline, de la 2 ianuarie 1990 și a fost o derogare ce prevedea implementarea graduală a acordului de asociere în teritoriul aflat provizoriu în afara controlului autorităților constituționale. Acordul de asociere a instituționalizat un Consiliu de Asociere, un comitet compus din subcomitete de asociere, un comitet parlamentar și o platformă a societății civile. Acest acord prevede, se vizează în exclusivitate relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, fiind prevăzut în articolele 451-454 și monitorizarea implementării prevederilor acestui document. Prin apelarea la Consiliul de Asociere, potrivit articolului 436, este posibil ca acele prevederi pe care sunt considerate că au fost depășite sau că sau că contravin realităților, sau că Republica Moldova dorește mai mult, spre exemplu, extinderea și mărirea contingentelor, acest fapt poate să fie pus pe agenda Consiliului de Asociere. Desigur că este articolul 462 care prevede posibilitatea denunțării, dar aceasta ar fi, în opinia mea, o catastrofă pentru Republica Moldova, pentru că este absolut necesar de a consolida relațiile cu Uniunea Europeană. Acordul de asociere se realizează prin agenda de asociere, care este agreată de către Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană. La moment este în vigoare agenda de asociere 2017-2019, iar Guvernul Republicii Moldova adoptă planuri naționale de acțiuni de implementare a acordului cu Uniunea Europeană, în vigoare fiind a treia redacție a planului, perioada 2017-2019. Eu nu am să mă refer la acele cifre privind planul calendaristic și implementarea prevederilor asumate de către Republica Moldova, las unui coleg de-a nostru care va veni și va prezenta metodologia institutului pe care îl reprezintă. Dar cert este că în Republica Moldova au fost lansate două metodologii de calculare a prevederilor care au fost asumate și cifrele diferă. Avem, după cum și este firesc, ceea ce ne prezintă guvernul și ceea ce reprezintă societatea civilă. Confruntarea cifrelor permite fiecărui ca să-și facă concluziile referitor la gradul de implementare. Cert este că Republica Moldova permanent s-a aflat în întârziere, poate și a debutat cu stingul, în special dacă luăm în calcul problemele instituționale care au fost în 2015, când a fost nevoie practic de corectat un plan național de acțiuni de implementare a acordului de asociere, fără ca să fie implementat planul în prima redacție. Important este articolul 1 din acordul de asociere care prevede care sunt obiectivele acestui document. Și fiecare va putea ca să-și facă o concluzie. Eu am să mă refer numai la articolul 1, litera A, care prevede asocierea politică și integrarea economică. Republica Moldova, desigur că a făcut mai mulți pași în realizarea asocierii politice și în special integrării economice prin acordul de liber schimb atot cuprinzător
și aprofundat, este parte a spațiului unic economic european. Titlul 5 se implementează, aș spune eu, cu diferite succese. Dacă ar fi cazul să facem o comparație cu Ucraina, desigur că Republica Moldova rămâne în urmă la acest capitol. Producătorii și exportatorii ucraineni se dovedesc a fi mult mai activi și practic Ucraina la 99% din titlurile pe care le-a primit să exporte fără taxe în spațiul comunitar le-a realizat. Ceea ce nu putem spune de Republica Moldova, inclusiv și la titlurile de mărfuri tradiționale pentru noi, cele ce vizează fructe, legume. Noi încă ne aflăm în așteptarea posibilităților de a exporta produse din carne și produse lactate, care trebuie să treacă un control fitosanitar extrem de exigent. Și aceasta este una din sarcinile Guvernului pentru a negocia și pentru ca producătorii din Republica Moldova, respectând acele condiții comunitare, să poată să exporte și produse din carne și produse, lactate, ceea ce este foarte dificil. Dar dacă ai pătruns în spațiul economic european, ai asigurată o bună parte din exporturi. Cred eu că cel mai bun exemplu în acest sens este Lituania, care a reușit să obțină succese considerabile la capitolul exporturi de produse lactate și produse din carne. Circa 25% din cei ce produc se exportă pe piața comunitară. Cât despre asocierea politică, noi nu am reușit și nici nu se pune problema de a prezenta o cerere pentru a primi statutul de stat candidat, nemai vorbind despre negocieri pe marginea acquis-ului comunitar. Și aici culpa revine ambelor părți, dacă se poate de spus așa, nu numai autorităților Republicii Moldova, dar și Uniunii Europene, care la moment nu este pregătită ca să demareze negocieri pe marginea acquis-ului comunitar. Se află într-un regim de așteptare Serbia, Muntenegru și probabil Republica sau Macedonia de Nord și Albania. Aceste patru țări aspiră că negocierile vor fi fie reluate în cazul primilor două, fie vor fi inițiate în cazul ultimilor două. De Turcia, care a negociat 16 capitole, nici nu se pune problema, dat fiind acele derapaje de la democrație care sunt considerate că s-au produs în special după 2016. Alt obiectiv al acordului de asociere, potrivit articolului 1b, ține de dialogul politic. În urma unor derapaje ce vizează în opinia Uniunii Europene modificarea sistemului electoral și declararea nulității alegerilor pentru funcție de primar general al municipiului Chișinău, practic relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, ca urmare a celor două rezoluții ale Parlamentului European din 5 iulie și din 4 noiembrie, au fost trecute pe o etapă mai inferioară. Vom vedea care vor fi rezultatele și aprecierea noului guvern. Au fost două vizite a comisarului Hahn pe data de 3 iunie și a vicepreședintelui Hautala pe data de 24 iunie, a vicepreședintelui Parlamentului European, și să sperăm că dialogul politic dintre cele două părți va fi resetat și va cunoaște o dezvoltare. Aș vrea să subliniez încă două articole. Este articolul 1C, ce vizează stabilitatea politică, economică și instituțională a Republicii Moldova. Desigur că aici putem spune că s-au produs diferite derapaje care urmează să fie remediate. Și nu în ultimul rând, articolul 1E, litera E, ce vizează sistemul justiției,
colegii noștri juriști, dar nu numai, văd câte transformări se produc. Chiar și noi eram pregătiți să desfășurăm o conferință dedicată 25 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova, dar am hotărât că mai bine este să o transferăm pentru o perioadă când va fi mai puțin cald, dacă se poate de spus în asemenea manieră. Stimați colegi, dacă să aruncăm o privire generală asupra celor obiectivelor acordului de asociere, constatăm că Republica Moldova nici pe departe nu a îndeplinit ceea ce și-a propus. Dacă analizăm Republica Moldova prin prisma criteriilor de preaderare de la Copenhaga și Madrid, constatăm că dintre cele patru obiective sau criterii majore, poate să respecte mai bine acum drepturile grupurilor etnice, cât despre altele, funcționalitatea instituțiilor, economiei de piață funcțională, bună guvernare, respectarea drepturilor omului, desigur că sunt diferite derapaje de un diferit nivel. Și prin urmare, Republica Moldova actualmente se află din nou pentru a câta oară la un început. Am avut 1989-91, am avut 1999, am avut 2009, avem 2019. Parcă cifra 9 figurează ca un început pentru Republica Moldova. Au fost și perioade mai bune, au fost și perioade mai puțin bune, au fost așteptări mari și cred eu că este o șansă la moment pentru ca așteptările oamenilor să nu fie din nou trecute pe planul 2. Pentru că și răbdarea strategică a oamenilor, după cum și a lui Donald Trump, nu este invincibilă. Vă mulțumesc! Stimați colegi, dați-mi voie să ofer cuvânt domnului Mihai Mogâldea, expert la Institutul de Politici și Reforme Europene. Noi avem o bună colaborare cu această structură a societății civile și l-aș ruga să vină cu ceea ce și-a propus, cu metodologiile pe care le desfășoară institutul pe care îl reprezintă. Mulțumesc tare mult, domnule Joc, bună ziua! Stimați cercetători, onorată asistență, este pentru mine o onoare să mă aflu astăzi aici și de asemenea este o onoare să vă prezint rezultatele analizelor noastre desfășurate pe dimensiunea acordului de asociere și a rezultatelor obținute de către Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană. Am adus astăzi cu mine aici raportul alternativ numărul 4, care a fost redactat de către institutul nostru în anul 2018. Am cu mine trei exemplare pe care o să vă rog, eventual la finalul întrunirii de astăzi, să le consultați în cazul în care sunteți interesați. Institutul pentru Politici și Reforme Europene, începând cu anul 2015, desfășoară o evaluare alternativă a nivelului de implementare a acordului de asociere. După cum bine știți, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene redactează anual rapoarte privind gradul de implementare a acordului de asociere și noi ne-am propus ca să venim cu o evaluare alternativă, cu o viziune diferită venită din partea societății civile, prin care să tratăm critic în ce măsură acordul de asociere este implementat. Propriu-zis, în evaluarea noastră, noi ne referim la acțiunile incluse în Planul Național pentru Implementarea Acordului de Asociere. În prezent, după cum bine cunoașteți, discutăm despre Planul Național pentru Implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019. Acest plan urmează a fi, sau termenii de implementare a acestui plan sunt
legat de finalul anului 2019, ceea ce înseamnă că începând cu anul următor va fi redactat un alt plan pentru, național pentru implementarea acordului de asociere și totodată o nouă agendă pentru implementarea acestui acord, agenda de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Iar evenimentul de astăzi cred că poate fi unul benefic anume în această direcție. La momentul dat, noi suntem într-un proces de consultări, de reflexie, dacă doriți, privind obiectivele principale ce trebuie incluse în agenda de asociere pentru Republica Moldova și dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, ca în baza acestei agende să setăm cât mai bine obiectivele și principalele acțiuni necesare pentru a fi incluse în Planul Național pentru implementarea acordului de asociere. Trecând acum la conținutul propriu-zis și la metodologie evaluării noastre, practic ceea ce încercăm noi să facem este să analizăm gradul de implementare a acordului de asociere din două perspective sau prin două metode, dacă doriți. Metoda cantitativă, care vizează și scanează, practic, acțiunile incluse în Planul Național pentru implementarea acordului de asociere. Pentru anii 2017-2019 avem incluse 1.459 de acțiuni, cu termeni de implementare înscriși în acest plan. Practic vorbim despre termeni trimestriali, atât pentru toți cei 3 ani incluși în acord. Iar odată având acești termeni, practic ceea ce facem noi este să vedem dacă acțiunile au fost implementate în termenii propuși, dacă acțiunile sunt în curs de implementare sau dacă acțiunile nu au fost implementate până la termenii setați în Planul Național pentru implementarea acordului de asociere. Pe dimensiunea calitativă ne uităm la aspectele de ordin valoric. Adică dacă acțiunile setate într-adevăr au produs anumite rezultate, dacă există progrese esențiale pe dimensiunile setate în Planul Național pentru implementarea acordului de asociere și în ce măsură aceste acțiuni au condus la efecte sesizabile pentru societate. Așadar, ca să vă prezint câteva date scurte doi pentru evaluarea făcută până la finalul anului 2018, pentru că ultimul raport a fost prezentat la începutul anului 2019 pentru anul 2018. La momentul actual, dacă vorbim de Planul Național pentru implementarea acordului de asociere, până la finalul anului 2018 din cele 1.459 de acțiuni incluse în acest plan, 465 au fost implementate, 348 sunt în curs de realizare și 140 au fost nerealizate. Dacă vorbim de măsurile, de cele 953 de măsuri incluse până la finele anului 2018, avem o cifră de realizare sau o rată de realizare de 48,8%. Este un rezultat moderat, aș spune eu, pentru că practic vorbim de 2 ani din, sau 2-3 ani din termenul propus pentru implementarea acestui plan și atât avem o rată de implementare mai mică de 50%. În aceste condiții, era clar la finalul anului 2018 că Guvernul și Parlamentul sunt obligate să accelereze procesul de votare a proiectelor de lege și de implementare a acțiunilor incluse în Planul Național pentru implementarea acordului de asociere. Din păcate, situația în care ne-am pomenit noi după alegerile din februarie 2019 nu a fost una prea optimistă în acest sens și în continuare și faptul că coaliția parlamentară a fost formată abia după coaliția majoritară în Parlament a fost formată abia după 3 luni de la aceste alegeri a încetinit cu siguranță procesul de activitate a Parlamentului și de implementare acestor acțiuni. Acum rămâne de văzut în ce măsură Guvernul în funcție va avea capacitatea să reducă aceste decalaje.
și să revină cumva pe o, pe o linie de purtire când vine vorba de implementarea acestor acțiuni. Totodată este menționat aici că până la finele anului 2018, practic, noi discutăm în prezent de aproximativ 55-56% din acordul de asociere, din prevederile acordului de asociere. Noi discutăm despre o cifră de 55-56% din acțiuni implementate. Ministrul Afacerilor Externe, fostul ministru Afacerilor Externe, domnul Ulianovski, discuta la finele anului trecut de o cifră de 66%. Evaluarea noastră alternativă ne indică o cifră de aproximativ 55% din acțiuni. Iar când vine vorba de acquis-ul UE implementat sau transpus mai degrabă în legislația noastră națională, discutăm despre o cifră de 40%. În prezent, dacă ne uităm pe categorii sau pe, pe sectoare, dacă doriți, pe domeniile strategice de cooperare cu Uniunea Europeană, trebuie să menționăm că la nivel politic, principalele rezultate obținute pe dimensiunea cooperării cu Uniunea Europeană, sigur, vizează aceste progrese în materie de cele două planuri naționale pentru implementarea acordului de asociere. Vizează, în primul rând, livrabilele setate pentru, pentru parteneriatul estic până în anul 2020 și faptul că Republica Moldova practic s-a angajat să participe la implementarea majorității din aceste livrabile. Din păcate, nu putem veni cu o evaluare în acest sens, pentru că majoritatea livrabilor au ca termen de implementare finalul anului 2020. Iar pe această dimensiune rămâne de văzut în ce măsură guvernul va reuși să se alinieze cu Ucraina și Georgia, alte două țări care își doresc o cooperare mai învățată cu Uniunea Europeană, ca să reușească implementarea acestor livrabile. Cu siguranță, pe dimensiunea politică, noi discutăm despre progrese majore, în special în sectorul liberalizării regimului de vize cu Uniunea Europeană și a negocierilor care au fost duse pe această dimensiune. Până la finele anului 2018, practic, peste 50% din cetățenii Republicii Moldova au reușit să călătorească în Uniunea Europeană datorită acestui regim liberalizat de vize. Discutăm în același timp de peste 6,2 milioane de intrări în Uniunea Europeană cu pașapoarte biometrice. Într-adevăr, sunt cifre importante, mai ales când le comparăm cu rezultatele obținute de vecinii noștri din Ucraina sau Georgia, și desigur trebuie să păstrăm proporțiile pentru că ei au avut un regim liberalizat de vize abia din anul 2017, dar oricum cumva vedem cumva rezultatele practice ale cooperării cu Uniunea Europeană și beneficiile aduse pentru cetățenii Republicii Moldova. Dacă ne referim la domeniul economic, aici progresele sunt mai evidente. Discutăm despre o creștere cu 22% în volumul de exporturi cu Uniunea Europeană la momentul dat în comparație cu perioada de înaintea implementării acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană. De asemenea, discutăm la nivel sectorial de o creștere cu 44% în exporturile din sectorul agroalimentar. Practic, este sectorul din economia noastră care beneficiază cel mai mult de acordul liberalizat cu Uniunea Europeană, și, dar este și sectorul care, în care sunt necesare în continuare investiții, atât din partea guvernului nostru, cât și din partea altor parteneri. În același timp, Republica Moldova este singura țară din parteneriatul estic care, în care o regiune separatistă, cum este Transnistria, a fost integrată în
sau a fost integrat în acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător, practic asociată la toate reglementările ce vizează Republica Moldova și prevederile asumate, angajamentele asumate de Republica Moldova de comun acord cu Uniunea Europeană. Acest lucru reprezintă într-adevăr un rezultat pozitiv pentru țara noastră, pentru că practic obligă autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol să se conformeze cu practicile și cerințele venite din Uniunea Europeană pe dimensiunea exporturilor către această piață. Desigur, din păcate, în acest moment nu putem discuta despre o continuitate, dacă doriți, pe dimensiunea cooperării cu Uniunea Europeană pe parcursul acestor 5 ani de zile. Noi ne-am confruntat cu diferite perioade în care guvernul nostru nu a reușit să consolideze sau să beneficieze de șansa, practic, de cadru oferit de acest acord de asociere. Vorbesc aici de perioade în care a existat o instabilitate politică la Chișinău, în anul 2015, de criza bancară, care practic ne-a întors cu câțiva pași în urmă pe calea pe calea cooperării cu Uniunea Europeană. Discut aici despre anul 2018, în care dialogul politic cu Uniunea Europeană practic a fost înghețat de în urma alegerilor locale din Chișinău și rezoluțiilor, hotărârilor venite din partea Parlamentului European și a Comisiei Europene. Discutăm aici despre înghețarea asistenței macrofinanciare ca urmare a acestor alegeri și de faptul că până luna iunie anului trecut, practic discutăm de un an de zile în care noi nu am reușit să avansăm în dialogul politic cu Uniunea Europeană și să convingem partenerii europeni că Republica Moldova este pregătită să depășească aceste derapaje de ordin democratic, de ordin juridic, de ordin instituțional, dacă doriți, ca să continue în relație, ca să avanseze în cooperarea sa cu Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie să menționăm că acum, în acest moment, odată cu formarea unui nou guvern, există o șansă, există o oportunitate pentru Republica Moldova să reseteze dialogul politic și economic cu Uniunea Europeană. Semnalele trimise de la Bruxelles și de ce nu participarea nemijlocită a partenerilor noștri din Uniunea Europeană, susținerea acordată acestui nou guvern, oferă posibilitatea în acest moment să discutăm despre dezghețarea cooperării politice și aici mă refer în special la susținerea bugetară care probabil va fi oferită din nou Republicii Moldova începând cu luna septembrie acestui an. Există semnale clare la Bruxelles în acest sens, dar acest lucru poate fi făcut doar în cazul în care Uniunea Europeană va vedea un angajament clar din partea Guvernului și acțiuni implementate în această direcție. La etapa actuală, practic, noi discutăm despre, când vine vorba despre progrese și lipsa rezultatelor în relația cu Uniunea Europeană, noi ne referim la două categorii de acțiuni, dacă pot să numesc așa. Când vine vorba despre cadrul valoric al acordului de asociere, la domeniile prioritare în cooperarea cu Uniunea Europeană, mă refer aici la justiție, la lupta anticorupție, la buna guvernare, la asigurarea funcționării independente a instituțiilor de drept, la cadrul instituțional, reforma administrației publice. Din păcate, progresele sunt limitate. Sau există mai degrabă o reticență venită din partea partenerilor europeni atunci când vorbesc despre
continuarea dialogului pe aceste dimensiuni, pentru că nu există progrese semnificative care cumva ne-ar oferi și nouă o doză mai mare de optimism în relația cu Bruxelles. Acum, când ne uităm la domeniile secundare ale acordului de asociere, și aici mă refer la transport, mă refer la măsurile fitosanitare care au fost implementate pentru a facilita exporturile în Uniunea Europeană, la anumite investiții în sectoarele economice ale Republicii Moldova, la cooperarea transfrontalieră, la asigurarea sau la securizarea frontierelor externe ale țării noastre. Discutăm despre niște progrese importante și acest lucru trebuie subliniat pentru că anume aceste progrese pe aceste dimensiuni au oferit țării noastre șansa de a accesa anumite fonduri, anumite investiții, au reușit să faciliteze rezultatele obținute pe dimensiunea comercială, economică și pe dimensiunea regimului liberalizat de vize. Dar această discrepanță dintre domeniile prioritare și domeniile secundare face ca în acest moment relația noastră cu Uniunea Europeană să nu aibă o viziune clară pentru perioada post-2020. Iar semnalele care ne-au fost transmise în acest an, prin faptul că noi nu am avut în timpul președinției României a Uniunii Europene niciun progres semnificativ pe dimensiunea relației cu Republica Moldova, noi, chiar dacă am fi dorit o atenție deosebită din partea României pe dimensiunea, pe avansarea curcului european a țării noastre, nu am văzut prea multe acțiuni în acest sens, pentru că România nu a putut sau nu a avut nicio argumentare la Bruxelles pentru a face acest lucru. Noi putem acuza partenerii la București de faptul că nu au acordat această atenție specială, dar cu siguranță nu s-ar fi bucurat de susținerea altor state din Uniunea Europeană, pentru că nu există sau nu a existat până la formarea acestui nou guvern niciun semnal pozitiv în această direcție. Acum, ceea ce trebuie să facem noi împreună cu partenerii la Bruxelles, practic să regândim sau să analizăm care pot fi perspectivele post-2020. Livrabile existente la acest moment pentru parteneriatul estic sunt setate pentru anul 2020. Uniunea Europeană se află într-un proces de reflexie pentru viitorul parteneriatului estic și rămâne de văzut în ce măsură obiectivele setate pentru post-2020 se vor încadra în această viziune sau strategie de extindere a Uniunii Europene în Europa. Ei sau mai degrabă vor fi din nou niște obiective care doresc să securizeze această zonă, să promoveze stabilitatea în regiune, dar să nu ofere neapărat perspective de integrare pentru aceste state. O să închei spunând că noi în continuare rămânem principalii actori responsabili de dialog cu Uniunea Europeană. Indiferent dacă există dorință sau există un angajament clar în rândul elitelor europene de a continua extinderea în Europa de Est sau nu, Republica Moldova rămâne principalul actor responsabil de reacția, de răspunsul, de viziunea Bruxellesului asupra țării noastre. Și noi trebuie să ținem cont de acest lucru, pentru că am auzit în ultimele luni tot felul de mesaje transmise, în special de oficiali din fosta guvernare, că Bruxellesul ar avea o parte importantă de vină, că progresele în domeniul justiției sau anticorupție nu au fost făcute pentru că Uniunea Europeană nu ne-a oferit asistența necesară sau nu ne-a oferit sprijinul pentru, în special în materie de expertiză pentru aceste domenii. Nu. Mesajul clar care ar trebui să vină de la noi este că noi ne asumăm anumite angajamente, noi le respectăm și abia atunci putem vorbi despre expedierea unei cereri de aderare și propriu-zis un alt cadru de cooperare cu Uniunea Europeană și alte obiective setate pentru politica noastră externă în raport cu Bruxelles.
mulțumesc foarte mult, domnule Juc, și vă doresc un eveniment reușit în continuare. Vă mulțumim și noi pentru informația prezentată. În continuare l-aș ruga pe domnul doctor habilitat Andrei Țurcanu. Vă rog, domnul profesor. Elementul supranațional, atunci
cred eu, cu acordul de asociere cu Uniunea Europeană, noi nu am pierdut nimic. Sau nu am pierdut ceea ce ziceau comuniștii că pierdem în suveranitate și ceva mai departe. Nu. Noi am câștigat foarte multe. Cel puțin, noi nu am ajuns să avem un motiv cât de cât pentru a fi eurosceptici. Nu. Din potrivă. Ori, ceea ce s-a întâmplat la noi și ceea ce s-a întâmplat azi, eu ar zice că trecem de la statul capturat la o patrie în energie. Nemărginită, traduceți, vă rog, în nevarusă. Și la asta n-am mai rad. Deci, pentru că această structură de milă actuală, care eu nu-i găsesc nicio explicație și nicio perspectivă politică, nu-i găsesc, pentru că ea va fi, cum se zice, nu e provizorie. E provizorie ca alianță, dar va fi de lungă durată, prin fundamentele care se așează, se construiesc, se fac actualmente. Deci, aceste fundamente acum, cu prevarea Ministerului Sănătății, cu structurilor juridice, curtea constituțională, cu structurile economice, pentru că așa a zis domnul Grăgon în discuția respectivă, cu Moldova Gaz, nu curtea constituțională, ci Moldova Gaz, Atom, da? E bine, bine, cerându-l ăsta, încet, încet, ne-a fi preluate și respectiv nu în mod provizor. Și nu pentru implementarea acordului de asociere și nu în interesul național. Sigur că ideal ar fi fost ca o alianță între acum și PD, variante care să aibă garanții serioase partea Uniunii Europene, partea României, a statului sistem. Și nu mai sper că se mai ajunge la o asemenea asanță, dacă nu se vrea căderea liberă într-un joc prin care nu prea există sau nu prea va exista. Eu personal nu văd perspective sau mari de optimism. Nu văd în rezolvarea politică a acestor implementări acordului de asociere. Văd însă altceva, că noi ar trebui instituțiile noastre să facă ceea ce pot să facă. România, prin România, cu alte structuri europene, deocamdată, acest puțin este, cred eu, unica noastră șansă la momentul acum. În continuare, vom vedea. Vă mulțumim și noi, domnul doctor habilitat, domnul profesor. Стимати колеги, уважаемые коллеги, сейчас я предоставляю слово
doctorandul Camiliu Gofronu, он является докторантом Торунского университета и будет нам говорить об эволюции отношений между Польшей и Европейским Союзом. Слышно меня, да? Буна зива, стимас коллеж. Установление дипломатических отношений между Польшей и Европейским сообществом состоялось 16 сентября 1988 года. Год спустя, 19 сентября, в Варшаве, во время первого визита в Польшу председателя Совета министров Комиссии ЕС, были подписаны договоры по соглашению о торговле и экономическом сотрудничестве. Системные изменения после 1980 года в Польше позволили начать переговоры о польском ассоциации с европейскими сообществами. Официальные переговоры начались 22 декабря 1990 года и завершились подписанием год позже Европейского соглашения о создании ассоциации между Польской Республикой и европейскими сообществами и их членами государствами. В то же время вместе с Европейским соглашением Польша подписала коммерческую часть соглашения, включенного в так называемое временное соглашение, вступившее в силу с 1 марта 1992 года. Следует подчеркнуть, что большинство политических партий, в том числе сформированных бывшими членами коммунистических партий, поддержали вступление Польши в Евросоюз и НАТО. Это решение стало для них политическим решением, которое определило будущее Польши в Европе, а членство в НАТО считалось первым шагом вступления в Евросоюз. Еще до начала переговоров о вступлении в Евросоюз в Копенгаге в июне 1993 года государства-члены ЕС официально подтвердили, что страны Центральной и Восточной Европы станут членами ЕС после выполнения экономических и политических критерий. 8 апреля 1994 года правительство Республики Польша подало официальную заявку в Афинах на вступление в Евросоюз. На заседании Европейского совета в Эссене в Германии в декабре 1994 года государства-члены подтвердили свою волю расширять Евросоюз и приняли стратегию, определяющую области и формы сотрудничества, признанные ЕС важными для ускорения интеграции. Официальное подтверждение стратегии, так называемая «Белая книга», была принята на заседании Европейского совета в Кан в июне 1995 года. «Белая книга» и ежегодные подготовительные программы, принятые польским правительством, определяли рамки и перспективы отношений между Польшей и Евросоюзом. 3 октября 1996 года Бюро Комитета по европейской интеграции начало свою деятельность, координируя деятельность всех министров и ведомств, связанных с процессом интеграции Польши в Европейский Союз. В январе 1997 года была принята Национальная стратегия интеграции, NSE, и Сейм принял ее в мае 1997 года. Она сформировала конкретные задачи, необходимые для членства в Евросоюз и временную последовательность их выполнения. Важность NSE заключалась прежде всего в том, чтобы ускорить работу государственных учреждений и помочь повысить осведомленность общества о возможных последствиях членства Польши в Евросоюз. Меры по адаптации к членству осуществлялись в рамках национальной программы подготовки к членству в Евросоюз, подготовленной правительством в принятии 23 июня 1998 года. Эта программа ежегодно модифицировалась для обновления стратегии ведения переговоров. Она изложила путь реализации приоритетов, содержащихся в документе партнерства для членства. Этот документ и национальная программа непосредственно
непосредственно заключала в себе реализацию приоритетов корректировки, установленных Европейской комиссией с финансовой помощью, предоставленной Европейским Союзом из целевых фондов, направленных на так называемые адаптационные программы. Между ними ФАРА, САПАРД и ИСПА. До конца апреля 2002 года было принято около 270 актов, которые привели польское законодательство в соответствии с законодательством Евросоюза. Договор о присоединении был одобрен абсолютным большинством голосов Европейского парламента в апреле 2003 года и единогласно Советом Европейского Союза. В Польше процесс состоялся на общенациональном референдуме в июне 2003 года. Согласно официальным результатам ЦИК, явка составила почти 50-90%, а 77,5% участвующих ответило «да». Последний Евробарометр, изучающий отношение граждан государств-членов к Евросоюзу, свидетельствует о растущей общественной поддержке Европейского Союза. 68% респондентов из стран ЕС убеждены в преимуществе принадлежности к Евросоюзу. Это самый высокий результат с 1983 года. По данным этого опроса, 87% польских респондентов считают, что принадлежность к Европейскому Союзу выгодна для Польши. Согласно польским респондентам, Европейский Союз способствует экономическому росту в нашей стране, предоставляет польским гражданам новые возможности трудоустройства и повышает уровень жизни. После 15 лет членства в Евросоюз у нас очень благоприятный финансовый баланс потоков между Польшей и Европейским Союзом. Данные Министерства финансов за период с 2004 года по март 2019 года показывает, что мы получили 163 миллиарда евро из бюджета ЕС, а в тот бюджет мы внесли 53 миллиарда евро. Это означает, что мы получили в 3 раза больше, чем внесли. А сейчас я бы хотел вам сказать о преимуществах для Польши того факта, что мы сейчас являемся членом Евросоюза. Во-первых, это тесные связи с Западной Европой, повышение чувства безопасности граждан и государства, свободная торговля между странами Европейского Союза, отмена пошлин и свободная конкуренция. А если мог бы вам рассказать о угрозах для Польши, тем больше о том, какие угрозы были мнений поляков в 2004 году, это, во-первых, была потеря суверенитета, oraz беспокойство о польской продукции, в том числе, прежде всего, о сельскохозяйственной продукции. Но я думаю, что это немножко похоже, как в Молдове. Но я считаю, чтобы никто в Молдове не боялся, чтобы Молдова стала членом Евросоюза, потому что в 2004 году, если мы посмотрим на все опросы, тогда оказалось, что люди, занимающиеся агрокультурой, вообще не хотели поддержать Евросоюза. А сейчас, 15 лет позже, эта группа, уровень согласия на членство Польши в Евросоюзе, это самый высокий. Тогда думаю, что это может быть немножко так бы, какая-то очень интересная информация для молдаван. Спасибо большое. Спасибо. Стимați colegi, ați văzut cât de interesant la dânșii. La 1 martie 92 deja aveau un acord de asociere și stabilizare. Noi l-am avut când? În 2014, dar numai de asociere, nu de stabilizare. În 97, strategia națională de integrare. Noi nu avem nici astăzi o strategie națională de integrare. Sau cu agricultorii. Ca și la noi, agricultorii, se gândesc că ar trebui mai degrabă de valorificat piața tradițională, e mai greu piața de perspectivă. Nu, dar cred că cel mai elocvent este că au transferat 53 de miliarde și au primit 163 de miliarde de euro. Da, au fost și Leșek Balțărovici au fost.
Dacă sunt întrebări către Camil, pentru că el are o întâlnire, Camil, ieși, treceți, Vladimirom Voronină, dacă aveți întrebări. Dacă nu, mulțumim și atunci ofer cuvânt domnului dr. Vecislav Ungureanu. Mulțumesc, stimată doamnă secretar de stat, stimată domnul vicepreședinte, stimată domn director, onorată asistență. Raportul pe care l-am pregătit poartă mai mult un caracter tehnic, de procedură, deoarece, în opinia mea, procedura este un element determinant în procesul de implementare a acordului de asociere și în contextul raportorilor anteriori vreau să menționez faptul că rezervele privind implementarea acordului de asociere țin și de faptul lipsei de experiență sau pregătirii insuficiențe a celor funcționari care implementează aceste prevederi a acordului, ba chiar poate și lipsa de comunicare interministerială. Și în acest context aș veni cu o sugestie către guvern și în speță Ministerul Afacerilor Externe de a organiza și Integrării Europene de a organiza unele ședințe privind instruirea acestor funcționari, deoarece cunoaștem că acordul de asociere este un document de asociere politică, unul complex și multidimensional. Și aici necesită o pregătire specială de către funcționarii instituțiilor responsabile de implementarea acestui acord. Acordul de asociere, mă voi axa mai mult pe domeniul politică externă și de securitate, acordul de asociere. Și aici aș, cum aș menționat, este unul tehnic, aș menționa că acordul de asociere a fost semnat în 2014, în cadrul relațiilor de cooperare între Uniunea Europeană, precedată de acordul de parteneriat și cooperare semnat în 1994 și intrat în vigoare în 1998. Ulterior, în 2005, semnarea planului de acțiune privind Republica Moldova, Uniunea Europeană și deja acordul de asociere. Ulterior, formarea agendei de asociere în cadrul Consiliului de Asociere pe o perioadă 2014-2016, ulterior fiind actualizate pe o perioadă mult mai mare, care prevedea perioada anilor 2017-2019, care expiră deja anul acesta și guvernul, în speță Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, ar trebui, adică vin iarăși cu un cadrul Consiliului de Asociere, pentru a continua și pentru a negocia o nouă agendă de asociere. În opinia mea ar trebui să fie, iarăși vin cu niște sugestii, ca să fie una mult mai ambițioasă și mult mai comprehensivă. De asemenea, din agenda de asociere reiese Planul Național de Implementare a Acordului de Asociere. Care realizarea căruia iarăși necesită o pregătire, cum am și menționat. De asemenea, planul prevede dimensiuni, cum am și menționat, în domeniul politicii externe și de securitate, următoarele dimensiuni ca politica externă de securitate, Curtea Penală Internațională, prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, stabilitatea regională, armele de distrugere în masă și armele de calibru mic și armamentul ușor, precum și controlul exporturilor de arme convenționale. Voi reliefa unele succese, aș zice eu,
guvernului privind implementarea acordului de asociere în domeniul politicilor externe și de securitate, acestea fiind în domeniul politicii de securitate și apărare a Uniunii Europene, a fost organizată la 7 iunie la Chișinău acele de-a patra rundă de consultări Republica Moldova, Uniunea Europeană în domeniul politicii de securitate și apărare comună a Uniunii Europene. În cadrul Uniunii a fost abordate subiecte ce țin de cooperare bilaterală cu Uniunea Europeană în domeniul securității, precum și participarea la misiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor sau discutate direcțiile de colaborare cu Uniunea Europeană pe dimensiunea contracărării ministerilor hibride. La 1 ianuarie 2018 a intrat în vigoare acordul Uniunii Europene Republica Moldova cu privire la procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate. Totodată, în perioada de raportare a fost inițiate negocierile pe marginea angajamentelor de implementare a acestea care se află în baza avansată de coordonare. Au fost reprezentanții instituțiilor naționale de resort la care au participat cele două, în cadrul cele două reuniuni ale panelului privind cooperarea în domeniul, domeniul securității, politicii securitate și apărare comună și protecției civile, în cadrul noi arhitecturi a parteneriatului estic, dar și un șir de evenimente de instruire și formare în domeniul politicii de securitate și apărare comună. Nu o să le dau citire tuturor realizărilor în domeniu, aș spune doar că realizarea acordului de asociere pe dimensiunea politică externă și securitate comună determină securitatea națională și politica externă a Republicii Moldova, ea fiind ancorată și racordată la aceste politici a Uniunii Europene. În concluzie, aș veni cu o încurajare către Guvernul Republicii Moldova să, în comun cu Consiliul de Asociere a Republicii Moldova, să adopte o nouă agendă de asociere, mai ambițioasă și mai comprehensivă, realizarea căruia să aducă rezultate palpabile atât pe dimensiunea politicii interne, cât și pe dimensiunea politicii externe a Republicii Moldova. Da, vă mulțumesc. Mulțumim, da. Mulțumim, domnule doctor. La fine, înainte de intervenții care vor fi câteva, vreau să ofer cuvânt domnului doctor habilitat, profesor universitar Valeriu Cușnir. Mersi mult, stimate domnul director, stimate doamnă secretar de stat, onorați colegi. Domnul director a amintit de conferința consacrată parteneriatului estic și rezultatelor acestui mare proiect care a avut o durată. Printre rezultatele care se întrezerau era și statul moldovenesc, un proiect de succes, proiect care de fapt hai să zicem, către anul 2012-2013, atunci când eram la 3 ani de la o guvernare democratică, ne se părea că va prinde priză și cel puțin se va încununa cu niște realizări concrete care ar scoate Republica Moldova din impasul în care ne aflam pe atunci. Cu regret, iată, domnul Mogâl, de într-un raport destul de consistent, care îl văd acolo, este deci, prezentat de societatea civilă. Rezultatele sunt mult mai, hai să zic, neînsemnate. Două criterii care ar fi, le-aș pun eu în evidență. Deci, exodul exodul tinerilor în Republica Moldova cu regret n-a încetat. Anul acesta, nu știu, domnul secretar de stat poate să precizeze care a fost cifra de participanți la examenul de bacalaureat, cifră care a scăzut de mai multe ori și, bineînțeles, că aceasta ne întristează, ori noi cei care ne alimentăm cu cercetători de pe băncile universităților vom constata că, de fapt, nu prea avem
rezerve de a ne împrospăta, hai să zic, cu creierii proaspeți, deci eșaloanele de cercetare. Bineînțeles că au fost mai multe evenimente care s-au produs în Republica Moldova, dar până la urmă toate aceste evenimente s-au realizat, trebuie să constatăm, deci într-un fel cu acordul tăcit al majorității noastre, deci cu cetățenii. Și eu aș vrea să fac o paralelă. Dacă țineți minte, deci câțiva ani în urmă, guvernul Armeniei a încercat să majoreze tarifele la energie, îmi pare că la alte servicii de primă necesitate, și protestele care s-au lăsat atunci s-au soldat cu, deci, schimbarea care s-a radicală, de fapt, a guvernului în Armenia. Și făceam o comparație. E clar că entuziasmul anilor 90 sau anilor 89, 87, 88, 89, când deci, populația, în speranța de a se elibera de o ideologie, de a merge spre un trai mai bun, era unită, deci, și activă, acum avem o pasivitate foarte vizibilă în rândul cetățenilor și nu știu dacă cineva mai crede în acest acord de asociere care este acum pe rol, de fapt. Dar, până la urmă, cineva a reținut cifra nouă, domnul director a spus că cifra nouă are un rol. Sperăm că, deci, această cifră, deci, va avea un rol benefic, pozitiv. M-am gândit că nu în zadar acest poligon care este Republica Moldova, unde se intersectează interesele marilor puteri, deci a trezit interesul acelor trei mari actori care de fapt tot timpul ne hotărăsc soarta, deci mă refer la Rusia, mă refer acum la un actor important, Uniunea Europeană, și bineînțeles că și Statele Unite ale Americii, care, iată, în ultima lună a fost prezența aici în Republica Moldova. Mai mult ca atât, în circuitul public s-a lansat și un nou acord, acordul COSAC, nu știu de ce l-au plasat pe primul plan pe, deci, reprezentantul Federației Rusiei în Republica Moldova. Și, bineînțeles, că pun accent anume pe rolul Federației Ruse. Să nu uităm că Rusia tot timpul a fost un factor determinant în soarta noastră, deci a celor care... și chiar și dacă acum ne părea că atenția este concentrată pe Ucraina, iată că, vedeți, subtilitățile diplomației, mai ales a diplomației confidențiale, deseori scot în evidență că acest rol nu a scăzut, mai mult ca atât, suntem în vizor. Îmi vine greu să fac o prognoză, deci până la urmă nici nu știu dacă e cazul să facem o comparație cu perioada, iată, care s-a scurs 2009-2019. Comparația va fi făcută peste câțiva ani sau peste o perioadă de timp și atunci când vom fi martorii unor acțiuni, evenimente, probabil că care, sper eu, vor marca dezvoltarea noastră, deci a Republicii Moldova, vom putea să apreciem sau să venim cu anumite aprecieri. Dacă a fost sau nu a fost. Așa este rolul cercetării. Deci, până la urmă, nu știu dacă deci impactul, deci, acestor schimbări care acum se configurează, spuneam doamnei secretar de stat că noi, iată, cu concursul colegilor am contribuit la promovarea unor idei vis-a-vis de schimbările în cadrul legislativ, mă refer la legea procuraturii,
ori procuratura este un instrumentariu juridic destul de important pentru deci, asigurarea ordinii de drept și cel mai important pentru combaterea infracțiunilor, ilegalităților și în sensul ăsta și al JAF-ului, care domnul profesor Țurcanu l-a enunțat aici. De fapt, vreau să vă zic că instrumentariul era veritabil și până ați produce acest JAF. Autoritățile au stăpânit absolut toate competențele și au avut la îndemână toate mijloacele pentru a preveni un asemenea JAF. Dar, deci, dumneavoastră ați spus că elitele s-au înfructat toate din acest, știu eu, din această tortă mare, care nici nu știu dacă e un miliard sau e mai mult. Rămâne să vedem, rolul cercetării rămâne unul important, de a contribui, eu încă o dată zic, la deci, mediatizarea avantajelor integrării europene, beneficiilor pe care ne aduce. Și nu în zadar, Uniunea Europeană a fost îngăduitoare chiar și cu o zonă care este în afara suveranității Republicii Moldova, zona transnistreană, și a oferit posibilități ca să participe la acordul de liber schimb și să-și realizeze produsele mai mult alimentare, dar și industriale, care sunt acolo deci, înregistrate în statele europene. Poate asta, într-un fel sau altul, va conduce și la soluționarea acestui diferent care apasă cu putere deci, Republica Moldova de circa cât, aproape 27-28 de ani. Deci, și încă am vrut să mai remarc o chestie care acum s-a produs cu iată, și tot circuitul public e împânzit de informații privitor la votul dat de un reprezentant, doi reprezentanți, deci doi deputați, în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care au votat, de fapt, au votat nu rifinirea Rusiei în APC, a Federației Rusie, dar au votat un nou cadru juridic al APC-ului. Însă nimeni nu spune de asta, spune că toți au votat revenirea Federației Rusie în APC, ceea ce e absolut rupt din context. Și eu mă gândeam, chiar am hotărât să mă întreb, oare chiar e posibil că așa ceva să se întâmple? Și am înțeles că nu s-a votat, nici n-a fost pus la vot revenirea Rusiei, dar s-a votat un nou regulament al APC-ului. Regulament care nu mai prevede excluderea deci, membrilor deci, din, pentru diferite abateri. Și după aia am... posibil. Dar mie îmi pare că sunt avantaje și sunt dezavantaje, ci, dar este important de spus adevărul și nu de manipulat cu societatea. Asta e cel mai grav. Când deci, se schimbă informațiile, se înlocuiesc cu altele și se... asta încă o dată, de fapt, denotă că suntem în spațiul unui, hai să zicem, război informațional, da, toxic, da, și schimbând un procent din informația deci, care este, de fapt, o denaturează și o aduce în vizorul consumatorilor denaturată. De ce? Iată, e clar că e bine de analizat direct deci ce s-a întâmplat la adunarea parlamentară a Consiliului Europei și de constatat direct ce s-a întâmplat, care a fost votul reprezentanților. E clar, nu-i de mirare că reprezentantul Partidului Socialiștilor a votat. Era mult mai... hai să zic, bineînțeles, cum un lider al unui partid politic care se proclama deci, că e pentru valori, pentru deci, europene, pentru interesele naționale, să, pe parcursul unui timp scurt, să-și schimbe viziunile. Iată că e clar, până la sfârșit încă nu este multă claritate, dar când vor fi traduse, eu cu cunoștințele mele în limba străină foarte puțin am înțeles, dar cel puțin
cu certitudine clar că s-a votat un nou cadru juridic al Consiliului, al adunării parlamentare a Consiliului Europei. Chiar îmi puneam întrebarea, cei din Europa, cum se votează revenirea Rusiei? Nu era de înțeles pentru mine. Chichițe, dar pentru juridici, chichițele sunt foarte importante. Deci, da, sunt foarte importante. Deci, eu cred că în toamnă, când la noi se numără, deci, da, voci, vom reveni și la conferința consacrată celor 25 de ani ai Constituției Republicii Moldova. Domnul profesor Smochină, deci știu că a negociat cu cei mai veritabili specialiști, inclusiv cu cei care și-au dat concursul la elaborarea acestui act fundamental, autorii Constituției, și care, într-un fel sau altul, vor veni cu deci, niște, hai să zic, deschideri peste o perioadă de timp asupra textelor, principiilor, tezilor care sunt înserate în Constituție. Și probabil că ne vom opri și la deci, procedeile cele mai răspândite de interpretare, inclusiv a textului constituțional, în așa fel încât societatea să cunoască aceste procedee care se dau drept foarte iscusite și neînțelese pentru mulți, să fie deci, de plină claritate. Iată, cu aceasta vreau să finalizez. Deși eu nu i-am pregătit, domnul director, ca să vin... Acordul de asociere este, țineți minte, eu am zis că este un fundament, un act politico-juridic fundamental. Întâi politic și apoi după aia juridic. Da. Capitolul, titlul 2 și apoi titlul 3. Da. Da. Stimați colegi, domnule vicedirector, mulțumim frumos. Câteva intervenții, nu multe. Cine primul? Domn profesor Balmuș, poftim. Dar la microfon, ca să audă. Eu știu că dumneavoastră aveți un obicei că nu vă rest la microfon, dar trebuie. Am colegi, contravine
Planul Național de Implementare a Acordului de Asociere. Mai mult, acum, dacă ne uităm în agenda de asociere adoptată de guvern în 2018, acest lucru continuă. Și dacă experții europeni, invitat special de Canelii și Minsk într-o interviu, au spus că, în urma reformei Academiei de Știință, trebuie să devină un performer în cercetare. În urma, ce mă iertați să vorbesc cu niște noțiuni biologice, dar în urma circumciziei din partea sânești, sau ce o numim prea sterilizării, Academiei de Știință a devenit un, nu un performer, dar o... Și cum ar fi spus domnul Pucar, un tăbudămiu. Fiindcă să fii partener strategic ca guvernul, să n-ai instrumente, să n-ai cercetori, cum poți să dai prognoză, cum să consulți autoritățile publice. Și repet că experții în Uniunii Europene n-au spus că trebuie retras toată instituția la care nu știu. Și acum noi strângem roadele acestei sterilizări. Uitați-vă, dumneavoastră ne dați circulare, ne dați faptul academii, nu știu, dați instituțiilor, nu știu, și ne dați și academii, că nu este experiment. Cine din Academie, prin el este reprezentat în secții, în toate domeniile. Domeniul numărul lor este mic de cercetori. Și atunci ce spune? Noi nu avem instituțiile, nu au niciun fel de relație. Suntem și contracte cu Academia de Știință. Noi suntem acum în secții Academiei de Știință, chiar în plac pentru direct de față. Cum vă începem să fie performă, că nu știu, de citare? Și de la reprezentantul procedurii civile am vrut ca să ne spună care sunt rezultatele în implementarea capitolului 24 din acordul cu CIE. Să spun că când faci parcurs, când plan național, din an în an, Academia de Știință era înlăturată de la procesul ăsta de elaborare, de modificare, de completare și modificare a acordului de inovare, până când la urmă au decis tot alții. Și au decis să nu superi, dar nu sunt cei mai lezați în acest domeniu. Și faptul că nu se îndeplinește niciun punct din codul republicat, faptul că codul republicat nu e republicat, încă un sat de prăjitură cele vieți. Iar articolul 3, unde era specificat că Ministerul este fondator, este desuiet, este abrogat, deoarece odată republicare se abrogă toate actele normative care au modificat actul republicat. Adică, acum, de fapt, ilegal aparține Ministerului Educației. Doar în bază care guvern, care nu e mandat pe lege. Legea e abrogat. Da. Bun. Domn profesor, mai sunt? Hai, mai gândiți-vă, doamna secretar de stat va veni cu unele clarificări. Vin la astfel de întâlniri și aflu cuvinte noi. Nu mi-e rușine să recunosc. Dar utilizez și eu unele figuri de stil, chiar dacă cei de la filologie ar putea să mă taxeze. Într-un context, câteva luni în urmă, văzusem o conferință de presă la care Niscaiva Juriș
au încercat să demonstreze că niciun cod din Republica Moldova nu merită să fie lege organică, că, vezi, Doamne, nu există act de promulgare. Ne uitam la Jurnal TV, la vestitele, pamflete, și vorbeam de ceea ce se numea acolo neacademic Păduchin Șleopanț. Am citat, vă rog să nu credeți că este o retorică care mi-aparține. Așa s-a întâmplat că în Republica Moldova acum suntem în miezul unei incertitudini care ne dă și semne de întrebare și foarte multe teme. Unica plăcere este că ne uităm ca la spectacol, grație urii pe care am avut-o față de un om. Așa se întâmplă că reforma despre care vorbim și pe care spunem cu accente deplasate uneori, cea a Academiei de Științe, tot din cauza urii s-a produs. E catastrofal la etapa la care suntem în mileniul 3 să nu avem dinamică constructivă și să gândim spre bine, dar să pornim de la ură, de la venin. Două secunde. Mi-a plăcut ideea de fondator a institutelor. Să știți că nu ne-am dorit această și este destul de greu să menținem institutele în limita legalității. Am fost consternată să văd cât de tare nu ne dorim legalitate. Am fost consternată să văd planuri secrete în care se spunea, luați-vă institutele, dar lasați-ne indemnizația viageră, vă rog. Am fost consternată să văd cum directorii de institute îmi spuneau, Doamnă, hai te rog frumos pe viață. Am fost consternată să constat că Academia de Știință, din păcate, încă se axează pe bunuri și bani. Ori Academia ar trebui să coaguleze toți cercetătorii, indiferent de fondator, și cei de la sănătate, și cei de la agricultură, și cei din mediul universitar, și cei care sunt acum la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, doar juridic, să-i aducă sub o umbrelă elegantă și aristocratică, demnă de respect, să facă cercetare veritabilă și cercetătorii să fie ascultați, să nu se plieze în funcție de vânturi politice, să fie totalmente apolitici. Și indiferent de pericolele care vin, opinia exprimată ieri, azi sau mâine, să fie consecventă, să fie aceeași. Cred că nu sunt deprinsă să spun lucruri printre rânduri. Spun direct și mă uit în ochi, sunt adepta luptei deschise și credeți-mă că este incredibil de neconceput să deții toate trei puteri într-o entitate. Cele trei puteri, indiferent de faptul, vorbim de prerogative ale Academiei sau nu, trebuie să fie separate și să conlucreze. Din punctul ăsta de vedere, nu știu dacă v-a cerut domnul Tighineanu chirie, nu știu dacă o să vă ceară, dar partenerul, da, aveți deja certitudinea, partenerul strategic al guvernului trebuie să dea recomandări chiar disidente, și nu așa cum îi plac guvernului, cum guvernul le comandă. În acest sens, cercetătorii care activează în diferite entități, universitare, institute de cercetare, trebuie să li se ofere și am încercat să cultivăm un an de zile libertatea și independența acestora. Și să știți că ea nu e pentru oameni slabi. Nu toți au acceptat. Ar mai fi de spus, dar să știți că raportat la spațiul european de cercetare și la integrarea cercetătorilor acolo, în Europa, pe bani pe care noi îi plătim în avans ca și cotizație, nu are nicio legătură nici cu Academia, nici cu Institutul, nici cu Ministerul, doar performanța personală. Și iată că nu să ne concentrăm pe performanța personală de cercetare, și o să fim văzuți, apreciați, citați, o să ne gândim mai puțin a cui suntem, cine ne este fondator. Poate în genere nu trebuie să avem fondator. Ceea ce se numește imponderabilitate juridică este mult mai periculos decât alianțele temporare. Credeți? Aș vrea să vă
30 de secunde. Când am continuat poziția de parcursul evoluției situației din țară, greșită mare și în modul la care mă întâlnesc, am spus asta. La cinele. Dumneavoastră, cunoașteți eu despre aceasta, m-am spus întâlnă la început carieră de comandă. Mi-ar fi plăcut să mai spuneți cuiva. Să mai fi spus cuiva. Am spus și cum. Bun, cine mai dorește să intervină? Domnul secretar științific, cu participarea în programele europene, Cost, a intervenit puțin și încheiem. Da. Dacă este, dacă nu, stimați colegi, eu vreau să spun trei lucruri. Primul rând, dacă s-a vorbit despre o altă direcție geopolitică, eu n-am spus niciodată, dar acum am să spun, după colonialism, vine neocolonialism. Paradoxal ar fi pentru mulți, dar Portugalia revine în Mozambic și în Angola, Belgia în Rwanda și Burundi, Franța în statele francofone, prin Senegal, prin Camerun, Marea Britanie, ați văzut în
vara trecută, când primul ministru Theresa May a încercat să substituie Uniunea Europeană cu Uniunea Africană din punct de vedere comercial. Și probabil am fost și noi până în anul 90. Acum poate o paralelă, dar care vine, da. În al doilea rând, pentru Republica Moldova este foarte important să realizeze prevederile acordului de asociere și cu cele 20 de livrabile pentru anii 2020. Altfel, ne stopăm în modernizare prin dezvoltare și democratizare. Asta este foarte important. În același timp, făcând legătură și cu primul subiect, este important relațiile comerciale economice. În special, oamenii de la nord, de unde sunt eu, au foarte mult nevoie de piața tradițională, aș spune. Și în al treilea rând, dar care este cel mai important, acțiunea de astăzi denotă o solidaritate corporativistă. Institutele, trei instituții, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe, reprezentanții ai societății civile, instituții de caracter asociativ. Deci noi am demonstrat că putem realiza lucruri bune și acea ură despre care vorbea doamna secretar de stat, eu tot sunt de acord că în societate predomină ura, trebuie să fie depășită. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare, mulțumesc doamnei secretar de stat.